Bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Scena, așa cum se știe deja, singura emisiune 100% de teatru din România și cum am implementat autoironia asta de-a lungul timpului, cea mai bună dintre emisiunile de teatru din România. Ironie sau nu, astăzi nu prea ne arde de glume. E o emisiune pe care mi-aș fi dorit să nu o fac sau nu neapărat să nu o fac, cât să o amân cât mai mult cu putință. E o emisiune pe care o dedicăm marelui actor Petru Ciubotaru, care, așa cum probabil știți deja, a plecat la cele veșnice săptămâna trecută. E important să cultivăm, cred eu, memoria despre teatru și, în mod particular, memoria despre acești importanți slujitori ai teatrului românesc, pentru că Petrică Ciubotaru ieșise cumva prin valoarea lui din arealul local al teatrului, fiind un actor cunoscut în plan național. Să cultivăm așadar memoria aceasta și, foarte important, să încercăm să nu uităm. Deși uitarea e uneori atât de agresivă și atât de violentă în teatru, încât pare frecvent a fi însăși esența acestei efemere arte. Dialogul de astăzi îl voi purta cu un om la care țin foarte mult, un om pe care l-am evocat frecvent în această emisiune, în această scenă de săptămână cu săptămână, doamna profesor Anca Rusu, bine ați venit! Aș fi preferat să vin împreună cu Petrica. Da. V-am invitat în dublă sau triplă ipostază astăzi. Pe de o parte, un om care cumva a crescut în vecinătatea domnului Petru Ciubotaru. În al doilea rând, ca teatrolog, ca om care a văzut cele mai multe dintre spectacole pe care actorul Petru Ciubotaru le-a făcut, dar și în general ca intelectual rafinat care știe să contabilizeze o trecere culturală prin lume. Aș propune să începem cu primul plan, planul emoțional, afectiv. Cum l-ați descrie uman pe Petru Ciubotaru? Desigur, va fi o schiță de portret, întrucât sunt atât de multe nuanțe și tușe și linii care încă nu s-au așezat. Mm-hmm. Memoria la care făceați referire, memoria mea, lucrează constat în ultima vreme foarte bine vizual. Adică dacă mai uităm cuvinte, situații, detalii, gestică din anumite contexte, imaginile, poate că de asta îmi și place teatru, imaginele sunt extrem de puternice în mintea mea. Și se sedimentează mult mai temenii. Și sunt câteva imagini de-a lui Petru Ciubotaru, eu i-aș spune în continuare Petrică, tânăr, eu eram copil, Petrică Ciubotaru la Văratec. Locul în care se întâlneau foarte mulți actori, oameni de cultură din Iași, un Văratec care mirosea a lemn încins de soare, a mușcate. Vorbim de anii 70, un reper. 60-70, da. Și îl văd sub bolta de viță de vie din curtea măicuții Achilina dimineața, vesel, vioi, glumeț, și îl văd tot acolo seara, dar îngândurat. Era un tip diurn, așa îl percepeți? Da, foarte dinamic peste zi, să zic, și seara, când de fapt se întâmplau și alte lucruri în locul acela, se făceau niște plimbări către Pădurea de Argint. Eu am crescut lângă Pădurea de Argint și probabil că locul acela provoca un soi de competiții între cei care se plimbau.
competiție de poezie. Se recita multă poezie și era un soi de concurs între Petrică Ciobotaru și Ștefan Oprea, de exemplu. S-ar putea să pară o făcătură, ceea ce voi spune, dar așa s-a întâmplat. Undeva pe un deal s-auzea și un bucium. Era un om expansiv, foarte viu, dar avea în mod cert niște întristări pe care nu neapărat le și mărturisea. Nu jucate, ci autentice. Da. Spuneți. Eu de asta evoc vacanța la Vărate, că acolo chiar nu avea de ce juca. Și era complet în civil, cum da. E folosit termenul ăsta. Exact. Și avea o relație profundă cu Divinul sau cum o simțeați? Că era totuși un mediu amprentat sacru, Vărate, cu energie de tip. Da, nu l-am văzut intrând foarte des în biserică și făcându-și multe cruci, dar sigur mergea, l-am văzut ieșind seara mai ales de la slujbă. Și probabil că un soi de discreție, așa îl și văd, pe de o parte extrem de expansiv, pe de o parte foarte discret cu lucrurile mai grave din interiorul său. E o dualitate în sensul bun al cuvântului pe care, zic eu, a valorificat-o și ca actor, pentru că a fost un foarte bun actor și de dramă, nu doar de comedie. Vom ajunge și la asta, dar e o dualitate specifică oamenilor profunzi, da, cea despre care categoric. Vorbiți. Și era un dat nativ, clar, această capacitate de a privi într-un anumit fel oamenii din jurul său și de a-i trata într-un anumit fel, ba glumeț, ba foarte serios. Fără a ști întotdeauna, eu vorbesc despre perioada aceea a copilării foarte primei mele tinereți. Ulterior, ne-am întâlnit peste ani cel mai adesea la teatru și la multe lansări de carte. Participa da. Frecvent la viața culturală a orașului. Cred că în afară de datul care i-a fost dat și cu care a venit aici jos, el a avut această permanentă dorință de hrană spirituală. Mm-hmm. Un om, în primul rând, cult, cu care aveai ce discuta. Peste nivelul mediu al Breslei, ca să fim mult. Foarte sinceri. Cu... Da, mult. A fost un om de cultură. Da, spuneți-mi, vom reveni evident la deschiderea asta și nu doar spre teatru, ci spre și alte arte îl tentau pe Petru Ciobotaru, cel care, ca o paranteză, făcuse și sport de performanță în tinerețe, făcuse box, fusese în lotul național de junior la atletism. Spuneți-ne, noi le ținem astăzi din perspectiva evidentă a ultimelor întâlniri pe care le-am avut cu omul Petru Ciobotaru, un tip nu înalt, de înălțime medie, rotofei, i-am spune astăzi, oarecum bonom din perspectiva acestei alcătuiri fizice. Cum era fizic în tinerețe Petru Ciobotaru? Era alert, sigur nu era la fel de rotofei. Era un bărbat nu înalt, dar fascinant, mai ales privirea. Eu asta. O privire albastră. Da, și de o expresivitate extraordinară. Mi s-a întâmplat des să privesc ochii oamenilor și să nu văd mare lucru. Și o privire foarte senină, din ce mi-am amintesc eu. Da, dar și foarte tristă. De multe ori, așa mi s-a părut mie, mai ales în ultima vreme, când cred că deja se lupta cu boala și o generozitatea asta de a fi
prezent la întâmplările minunate din viața oamenilor pe care îi prețuia, mi se pare al defini. Și da, cred că de acolo vine și o anumită privire despre care vorbeam. În mod cert, n-a fost cum a fost, de exemplu, Emil Coșeru, un june prim. Știți foarte bine catalogările tradiționale din teatru, însă probabil că ceea ce îl definea era acel ceva al lui și numai al lui, ceea ce mai numim de obicei carismă sau farmec personal. Era un om cu care realmente îți făcea plăcere să comunici. Fie că era comunicare verbală, fie că era și un specialist al tăcerilor, cum bine știți, domnul Ciubotaru. Eu am călătorit de câteva ori împreună cu el pe la Botoșani, pe regiune, pe aici, și avea niște tăceri foarte explicite, foarte grăitoare. Pentru că avea gânduri. Probabil, da. Asta e condiția prioritară a unei tăceri reușite. Da, da. De altfel și vorbea el într-un anumit interviu de acum vreo 20 de ani, cred, valabil și azi. Cel cu Ștefan Oprea. Da. Vorbea despre sine cam așa, despre dorințele mele neîmplinite, aș prefera să tac. Deci avea o discreție în ceea ce privește întristările lui cele mai intime. Erau oare întristări profesionale sau întristări particulare? Că și eu le-am simțit și știu la ce vă referați. Cred că și una și alta. Deși are avut bucuria de a fi tată și bunic, era foarte mândru de fetele sale. Sonia, nepoata lui, mi-a fost studentă și am recunoscut în ea siajul lui Petrică Ciubotaru, în sensul unui bun simț și a unei culturi pe care o tânără de 19-20 de ani, cât avea ea când ne-am întâlnit, era puțin probabil să o aibă. Deci cred că, pe de o parte, tăcere, pe de altă parte avea o autoironie. Care făcea ca și glumițele despre sine pe care le spunea să treacă aproape neobservate de către unii. Spunea, de pildă, referindu-se la rolul Chiriței, și ajungem iar în, mă duc fără să vreau în zona aceea teatrului, dacă Milo a fost primul, eu vreau să fiu singurul. Evident că... E destul de dificil de înțeles. Da, da, și desigur nu putem lua în serios. Exista în Petrică o doză mare de ludic, dar aș spune un ludic temperat și rațional condus. Da, cu măsură, cu echilibru folosit. Aș spune că era un ludic ca un clavecin bine temperat. Aceeași tipologie de ludic, dacă îmi permiteți, pe care am remarcat-o în domnul Ștefan Oprea, în anumite secvențe, cumva părea un chef de joacă rațional condus în oamenii ăștia. Poate de aceea au și fost s-au întâlnit în prietenia lor, care a durat 50 de ani. Ați pomenit de culturalitatea lui Petru Ciubotaru. E cumva uluitor faptul că Petru Ciubotaru, care nu venea dintr-o familie aristocrată, ci dintr-o, fusese orfan de tată, de la o vârstă foarte fragedă, încercase toate chinurile astea sociale cu o mamă care străduia să-i asigure creșterea prin școli, nici de cum să aibă la îndemână o bibliotecă în casă sau să-și satisfacă studiile prin nu știu ce centre ale Europei. Cu toate astea, am fost uimit de foamea de cunoaștere pe care Petru Ciubotaru
pe mai toate domeniile, că era foarte interesat și de astronomie și de științe exacte și de... De unde credeți că provenea autodidaxia asta în definitiv? Nu știu, poate că totuși cei doi, parcă doi ani petrecuți la Liceul Negruții au stârnit scânteia. Eu cred că noi ne naștem toți cu o scânteie pe care știm sau nu. Să o aprindem. Da, ca să devină foc. El a știut, a avut poate și șansa unor întâlniri cu oameni care, cum spunea tata, de pildă, am avut șansa să fim duși ca elev la Liceul Negruțe, la teatru, ne încolonau și în frunte cu directorul mergeam la teatru și de acolo s-a iscat interesul și pentru teatru și pentru carte. Deci sunt extrem de importante aceste întâlniri cu oameni care rămân vazi anonim și în biografia celor care ajung, iată, mari artiști, dar de care Petrică Ciobotaru n-a uitat niciodată. Petrică Ciobotaru făcea parte dintre cei care iubeau neuitarea și vorbea și frecvent. Neuitarea. Da, și vorbea frecvent și cu reverență și mi se pare onest asta despre cei care despre profesorii lui, despre cei pe care i-a găsit aici când a venit tânăr actor la Iași. Câți mai facem asta? Da, o făcea într-un mod oral, prioritar. Eu nu știu descrieri ale lui Petru Ciobotaru. El cumva s-a livrat pe sine comunității și culturii române dintr-o perspectivă a oralității mai mult. Era un excelent povestitor. Da. Era fascinant să-l asculți relatând sau făcând portrete în mișcare fără să le premediteze unor personalități ale timpului, de pe vremea când era student sau din complicații anii 60-70. De-aia cumva e un regret teribil al meu că nici Petru Ciobotaru, nici alți actori nu au încercat să-și permanentizeze memoria sub forma unor cărți jurnaliere sau într-o altă formă de genul acesta. Da, din fericire există mai multe interviuri, deci, cu Petrică Ciobotaru și în ultima vreme, din nefericire, le-am văzut. Din nefericire pentru că au fost reluate după ce a plecat el. Cred că eu cred, nu știu, nefiind actriță, dar bănuiesc că e o relație foarte specială cu verbul, cuvântul. Deși ei folosesc prin natura meseriei lor cuvântul mai tot timpul, îl diseacă, îl analizează, îl rearanjează în propoziții, în frază. Cred că tocmai această raportare permanentă la cuvânt le dă celor înțelepți o ezitare în a-l folosi înșiși în scris. Da, e rezonabil argumentul. Da. Pe de altă parte, ce spuneți deschide discuția noastră și spre o relație cu totul și cu totul specială pe care Petru Ciobotaru avea cu limba română. Era prioritar un actor, ceea ce numim destul de sărăcăcios, un actor de text. Un actor care avea nevoie de o partitură pe care să o reliefeze, să o nuanțeze, însă iubea îngrozitor de mult, iubea limba în care juca. Și de aici îmi imaginez calitatea acelor seri de care pomeneați, în care cei doi, Ștefan Oprea și Petru Ciobotaru, se duelau în versuri. Mi se pare un duel imposibil astăzi, doamnă. Nu știu, poate că există și nu știm noi. Or fi dueluri... Credeți, doamna profesor, lucrul ăsta? Că se mai duelează prin pădurea de argint intelectuali români în Sunet de Bucium? Eminescu? Nu, pentru că oricum pădurea de argint a pierdut mult din importanță.
mai importante sunt acolo, în zona aceea, pensiunile, da, care s-au observați. Construit și nu mai e cântecul de Buciun. Și pădurea e mai rară decât... Da, mai e rară, plină de scaieți și nu mai are nimeni grijă de ea. Cândva bântuia pe acolo și o căprioară sau era doar o legendă, nu știam dacă e doar o căprioară sau vreun mistreț cu col de argint. Locurile astea aveau rostul lor și retragerea unor actori și scriitori în zona aceea nu era întâmplătoare. Și nu era un moft intelectual? Nu, pentru că... Era o necesitate. Da, și condițiile erau de cazare, foarte departe de ceea ce se apreciază astăzi. Acum nu mai miroase, cum spuneam, a mușcate, ci a termopane. Îl simțeați pe Petrică Ciubătoru făcând parte din ceea ce am putea descrie ca fiind o boemă ieșeană a timpului? Sau nu avea vocație pentru boemă? Nu, n-aș zice. Ca să spun asta, ar fi trebuit eu însămi să particip. Să practicați boemă. Exact, ceea ce nu s-a întâmplat. Deci nu... Știu că îi plăcea să vorbească cu... oamenii care îl interesau și cu care simțea o vibrație comună. Altfel era reticent. Avea chiar o bucurie a întâlnirii cu oamenii. Pe mine asta m-a nedumerit întotdeauna. Să simți că se bucură cineva că te vede, sincer. Zic, m-a nedumerit pentru că rar mai simți acest lucru întâmplându-se real. Da, aveți perfectă dreptate, pentru că acum fac și eu legătura cu niște secvențe din trecut. Acum 2 ani, de exemplu, ne-am dus împreună la o conferință comună la Teatrul din Botoșani. Și pe drumul de întoarcere, în mașină, Petrica aproape că era nebunit de fericirea acestui episod, ca și cum tângea de a comunica, tângea de a intra în dialog cu oameni din zona asta. Da, așa mi se părea și mie. Era un soi de bucurie, revin asupra acestui cuvânt, care la rândul său revine des în interviurile lui Petru Ciubătoru. Bucuria. Dacă o să citiți interviurile lui, o să vedeți că într-un interviu de 3-4 pagini, cuvântul bucurie apare de 5-6 ori și nu e o repetiție din stângăcie stilistică. În mod paradoxal mai apare și cuvântul umilință, pe care el îl aduce frecvent în discuție atunci când vorbește despre calitățile din profesia de actor. Că în teatru, spune el, e nevoie de umilință, e nevoie de smerenie. Da, smerenie, da. Sunt termeni cumva încărcați de discursul sacralității, dar care au relevanță pentru a contura un anumit tip de actor. Actorul, nu modest, dar actorul smerit, cred că ăsta e... Da, și aș lega această smerenie de... un verb care mi se pare fundamental în ceea ce îl privește pe Petru Ciubătoru. A aștepta. El a știut, din ce am vorbit eu cu el și din ce a și menționat în anumite interviuri, important e să ai răbdare. Practic răbdarea smerină sau smerenia răbdării. Răbdarea de a aștepta și așteptarea unui rol, cred eu, poate că mai erau și alte lucruri pe care l-a așteptat în viața sa. A fost și ceva bechetian în așteptarea asta? Poate sunteți specialist în bechet și de-aia vă întreb. Între timp, scuzați-mă, telespectatorii noștri, care sunt mult mai subtili decât telespectatorii lor, au înțeles că am trecut deja la un plan 2 al discuției, da, cel al actorului Petru Ciubătoru. Da. Vorbeam de autoironie. În așteptarea asta, dacă nu ai și un dram de umor și de comic... Întors și către sine. Se transformă în dramă. Într-o dramă sau chiar într-un patetic ieftin.
Spuneam despre felul în care vor se raporta la Milo și la chirițele celebre dinaintea chiriței sale. Mai are o zicere buclucașă, dar care merge în aceeași direcție a unui profil când care de fapt face o piruietă sub care e ceva grav, o piruietă care pare pur glumeață. Asta e deja un registru specific cehovian. Da. Cehov fiind a jucat Cehov. Autori apropiațe lui Petru Cehov. Sunt convinsă că și-ar fi dorit și alte roluri din Cehov. O ultima oară îmi spunea că își dorește foarte mult în Unchiul Vanea. A jucat puțin în Cehov, mult mai puțin decât... A jucat în Ivanovul... Da. Leonidul Lazar. Ivanov a mai jucat la Hauswater în Livada. Livada și nu știu și Pescărușu, n-a jucat ceva. Nu știu dacă a jucat în Pescărușu. Ba da, a jucat în Pescărușul Irinei Popescu. Da. Și însă la Sabdaru, în acel colaj Cehov pe care l-a... Da, sunt convinsă că aștepta, apropo de așteptare, un Cehov mai pentru el. Da. Să zic așa. Și umorul ăsta de care vorbeam mai înainte reiese și dintr-o zicere a lui. Apropo de statutul și de smerenie, cumva le leg cu ce spuneați. Vorbea despre sine ca despre un soldat în tranșea teatrului românesc, în ranița căruia se află poate bastonul de mareșal. Deci era o așteptare, de fapt, despre asta e vorba. Da, acum, doamna Rusu, nu fac un secret din faptul că zilele trecute am discutat cu dumneavoastră și ne-am exprimat cumva surpriza de a constata, revăzând lista de roluri pe care le-a făcut Petru Ciobotaru, absența rolurilor mari, rolurilor de primă mână. Sunt în cele aproape 200 de roluri, cred că 3-4 roluri care ar putea fi numite mari, cu condiția să acceptăm că rolul Trahanache, până oare, e un rol mare în Scrisoarea pierdută. Da, Trahanache în spectacolul lui Virgil Tănase. Da. Cum să ne explicăm situația asta cumva paradoxală, că Petru Ciobotaru rămâne un actor de prim plan, un actor mare, însă cu o carieră construită pe rol mic sau secundar. Acum, vorbind de roluri, nu putem să nu amintim totuși de un rol care sunt convinsă că l-a marcat și oricum a marcat, zic, memoria, hai să-mi spunem afectivă, că diminuăm puțin, memoria teatrală a spectatorului ieșan. A făcut un foarte bun Iordache în Acești nebuni fățarnici. Splendid. De fapt, tot spectacolul acela se construia în jurul personajului Iordache, iar Petrică Ciobotaru era senzațional, întrucât putea trece de la pe o claviatură foarte foarte fermă, dar foarte subtilă și delicată, de la o sonoritate la o coloratură la alta. Foarte potrivit umorului lui Mazilu. Da. De altfel. Da. Și avea și ceva scrâșnitor și avea și ceva întristător. Și da. Deci cred că acel Iordache merită amintit. La nivel de public larg, totuși primul reflex al spectatorului ieșene să-l identifice în Apus de Soare, în rolul lui Ștefan cel Mare. În 2004. Mai degrabă l-aș sfătui pe spectator să și-l amintească în Chirița din 90, spectacolul lui Ovidiu Lazar. A fost... Cred că era mai târziu. 1990. În 90? Da. Că după aia a mai fost o Chirița în podul casei Pogor. Da, nu la ce mă refer, da. La Chirița din 90, în care era... Cred că un rol sau viziunea regizorală l-a cuprins pe Petru Ciobotaru în totalitate,
totalitatea fațetelor lui, de care vorbeam mai înainte pe aici pe acolo, în sensul că a fost un spectacol în care miza era extrem de puternică. Cum să te raportezi în 1990 la o chiriță, cum să gândești o chiriță când pentru spectatorul eșean și pentru memoria teatrului eșean, chirița îi aparține nu lui Milo, că nu l-am prins noi, lui Miluță Gheorghiu. Aproape că ar fi o formă de blasfemie, da, ușoară. Un spectacol foarte curajos în care să îmbinau și în viziunea lui Ovidiu Lazăr și în jocul lui Petrică Ciubotaru un soi de gest plin de reverență, plin de respect și tandrețe față de chirița lui Miluță Gheorghiu. Deci cumva nu evita această montare patrimoniu, ci o integra. O integra, s-auzea la un moment dat și era înregistrată vocea lui Miluță Gheorghiu spre final. Deci o reverență, dar și o asumare. O provocare la un duel. Da. Între Petrică Ciubotaru și Miluță Gheorghiu, între o chiriță și alta. Au mai fost, doamna Rusu, chirițe, încercări de chiriță, dar cred că astea două polarități rămân în interpretările ieșene ale chiriței, Miluță Gheorghiu și Petru Ciubotaru. Ei au reluat după aia, ceva mai târziu, în anii 2000, acea chiriță, cu un Petru Ciubotaru la o altă vârstă, evident cu alte abordări, însă, din câte înțeleg, acea chiriță din anii 90 rămâne reperul. Da, așa zici, pentru că era cum să vă spun, un soi de meta-chiriță, sau, pentru că era ca și cum actorul era, dacă vreți, o meditație și asupra actorului. Un pic de cântecul lebedei cehovian, da, în colaș cu abordarea... Și cu o foarte, cum să vă zic, încrâncenare duelistică, dar frumos, elegant, cu respect făcut. Da. Alte roluri pe care le considerați relevante pentru arta actorului, așa cum ne-a arătat-o Petru Ciubotaru? Aș menționa rolul din Jacques Fatalistul după Diderot, spectacolul al lui Dan Nasta. Înainte de 90? Da, 91, parcă. Singurele dovezi, acum scuzați-mă, pe care le mai avem despre toate aceste personaje și lumi create de actori pe cum Petru Ciubotaru, sunt, după părerea mea, volumele de cronică ale domnului Ștefan Oprea. În rest, eu n-am văzut să circule pe piață înregistrări video, imagini relevante. Da. Așa, tot așa e legendar spectacolul Dionisie Vit cu însemnările. Toată lumea vorbește, însă aș vrea enorm ca teatrolog să văd o filmare, un fragment, 10 secunde din acel spectacol. Vremurile erau altele și nici nu se punea problema. Cel mult puteți găsi imagini, câte o fotografie, două din spectacole. Și asta nu neapărat la Teatrul Național, ci în colecțiile private. În colecțiile, da. Acel Jacques Fatalistul, mie mi s-a părut, eram și eu suficient de coaptă să înțeleg deja mai bine ce înseamnă arta actorului. La fel un rol unde îi se punea în mișcare toată versatilitatea. Genul ăsta de rol în care trebuia să treacă de la un personaj care părea doar bon viver și superficial și antipatic chiar uneori la meditativ, la un mușcător, la un acid. Cumva se înscria în același profil psihologic actoricesc cu Sergiu Tudose?
Care ar fi fost diferențele? Că nici Sergiu Tudose nu era un june prim și el venea pe zona asta de nișă pe care îl dezvolta ca un bijutier? Cred că la Petrică Ciubotaru era mai multă disponibilitate spre ludic. Spre ludic. Da. El avea, Petrică Ciubotaru avea și alte date fizice. Avea o expresivitate corporală extraordinară. Țin minte, deși eram destul de tinerică, spectacolele Cătălinei Buzoianu, în care a jucat cu o plăcere și cu o bucurie, să vedea bine, toți erau... Era perioada în care Cătălina Buzoianu reinventa practic da. Trupa ieșeană. Acolo, în Burghezul Gentilom al Cătălinei Buzoianu, spectacolul făcut... Vit cu prioritară. Da, Petrică Ciubotaru avea trei roluri, trei personaje într-o chipa, dintre care... Vedeți, zâmbesc că a venit imediat imaginea, o ciobăniță. Erau mai multe ciobănițe, asta, mă rog, cum a gândit Cătălina Buzoianu spectacolul, o ciobăniță și a fost primul travesti al lui Petrică Ciubotaru înaintea Chiriței. De acolo i s-o fi deschis apetitul pentru travesti. Probabil, asta zic, avea o expresivitate corporală care îi cred că îi permitea să acopere un registru mai larg al comicului sau tragicomicului decât în cazul lui Sergiu Tudose, care era mai conținut, mai meditativ uneori, mai psihologizat. Da. Petrică avea o spontaneitate extraordinară. Și aducea cu sine familiarul, ceva foarte familiar. Da, ca și cum... Se întâmpla atunci pur și simplu și nu se vedea efortul, munca, toată munca asta de șlefuire la rol. Cred că asta e actorul mare, cel care nu te lasă să ghicești cât e în spate trudă. Da, și apropo de cuvântul ăsta magic pe care l-a spus, disponibilitatea actorului, era disponibil pentru o gamă surprinzător de largă pentru personaje. Adică mi-l amintesc și în roluri demonice, da, demonice de ți se ridica părul de spaimă, dar și în roluri la pol opus, Radu Afrim l-a distribuit în Dumnezeu, în Don Way. Era egal de bun și acolo și acolo, pe o axă cu poli radical diferiți. Dar Trahanache, de care pomeneați, Trahanache al lui Petrică, Trahanache... Nu cel din Cornișteanu, din spectacolul autoplagiat al lui Cornișteanu. Spectacolul Virgil Tănase. Dacă mă uit pe foi, nu mi-aduc aminte, în anii 80, cred că era. Anii 80, sigur, da. Pentru că era un Trahanache lucid. Deloc ramolit. Ba din contra. Care asuma, că se folosește mult verbul ăsta azi, statutul de încornorat, știa tot ce se întâmplă. Un politician excepțional. Cel mai bun politician din toți cei implicați în... situația dramatică respectiv. A fost un Trahanache absolut care a schimbat o leacă paradigma. Era foarte atașat pentru Ciubotaru de dramaturgia românească. Da. Pur și simplu era o relație afectivă uriașă față de textele lui Caragiale, lui Alexandrii, da. Mazilu. A și debutat la Iași în Jocul de Vacanță al lui Sebastian. Exact. Da, da. În Jeff, 63-64. În 64 venise de la Piatra Neamț, unde făcuse primul an împreună cu Dionisie Vitcu. Și, paranteză fie spus, Ștefan Oprea a debutat în calitatea lui de cronicar dramatic scriind despre acest prim spectacol pentru Petrică Ciubotaru. Ultimele minute din emisiune o să le dedicăm domnului Ștefan Oprea, marelui prieten al lui Petru Ciubotaru. Văd că ați adus și niște cărți. Da, le-am adus în măsura în care vocea lui Ștefan Oprea despre Petru Ciubotaru... Cred că e singura voce cu adevărat relevantă în a da socoteală despre întregul traseu al lui Petrică. Ei au fost contemporani într-un sens foarte tare al termenului contemporan. Da. S-au pliat cumva
Înainte de a, uita în interiorul acestor cărți, doamna Anca, aș mai vrea dumneavoastră să sunteți asediată cumva de imagini. Pe mine îmi dă târcoale vocea lui Petru Ciobotaru. O voce cu un timbru cu totul și cu totul special. Cum v-ați raportat la vocea lui în diferitele personaje despre care această voce, acest glas a venit? Mai mult decât vocea propriu-zis, cred că aș aud acum, e un efort de imaginație sonoră, ritmurile în care el spune. Dozajele. Da, ritmurile, melodicitatea, cadențele, tempourile. Țin minte un spectacol, mai spunea Ștefan Oprea, bagatele, apropo de astfel de spectacole. De serviciu. Bagatele, spectacole mărunte, erori, în fine, era destul de dur uneori. Orori. Se numea Omul din cerc, al unei doamnei dramaturg din Constanța, nici n-am mai auzit de atunci, din fericire despre noi, în fine, dar acolo, în acel spectacol, Petrică Ciobotaru interpreta rolul cioplitorului de cruci. Nu avea multe de spus, să spunem așa, ca număr de cuvinte per replică, dar ritmul tempore și tonalitatea meditativă a vocii sale, eu zic că a salvat acel spectacol de la un eșec teribil. Era tehnică, doamna Anca, sau era și artă născută? Da, cred că e, eu cred că e scânteia de care vorbeam la început și apoi foarte multă străduință și muncă. Sunt trei cuvinte pe care le-am remarcat într-un interviu dat de Petrică Ciobotaru tatălui meu, Ștefan Oprea, vorbind despre munca actorului. Spune tenacitate, forță și credință. Acum, credința putem să o luăm în sens stanislavskian, credință în profesie, dar și creștin. Da, tenacitate. Cred că a avut și acest lucru și mai vorbea despre arta actorului, munca actorului, poate părea o metaforă, mă rog, la îndemână, dar nu e, venind dinspre el, spunea, seamănă munca actorului la rol cu munca de șlefuire a unui diamant. Uh-huh. Inițial, prin nicio prismă nu trece lumina. Și de aceea trebuie tenacitate, forță și credință. Și apropo de sonorități și de vocea, o să îmi permit să mai citez o metaforă folosită de Petrică, cititorul. El spune așa despre arta actorului, sau înțelegem noi că e vorba despre arta actorului: întâi desenezi o pasăre, aștepți câțiva ani eventual până cântă și doar după aceea iei de la ea o pană cu care să te iscălești. Da, foarte frumoasă metafora asta. Eu nu vă ascund că zilele astea am vorbit studenților de la teatru despre Petru Ciobotaru. Mi se pare că ar fi util la un moment dat un curs dedicat actorilor și a tehnicilor de actorie de aici la Iași, pentru că realmente a existat și o școală paralelă cu școala oficială, da, de la care se poate învăța foarte mult, o școală din care evident fac parte Sergiu Tudose, Florin Mircea, Teofil Vâlcu și atâția alții, și la care Petru Ciobotaru e un capitol semnificativ. Le spuneam studenților despre ce însemna la Petru Ciobotaru o șoaptă timbrată, care ajungea necondiționat de vreo acustică a vreunei săli, până în ultimul rând al sălii, oricât de mare ar fi fost această sală. Părerea mea e că e și scânteia aia a dumneavoastră, dar e și munca aia sisifică pe care a pus-o Petru Ciobotaru în relația asta lui. Da, șlefuirea diamantului. Da. Plus enorm de multă lectură. Nu pentru că trebuia, ci pentru că eu, așa cred, simțea nevoia de a citi și de a ști, de a cunoaște
spun că la urma urmei, că vorbeați de studenți, eu așa îmi încep fiecare curs la anul întâi, prima întâlnire cu această convingerea mea, suntem ceea ce cunoaștem. Mai e valabil oare pentru omul prezentului? Mă încăpățânez să cred că da. Da. Doamna profesor, trecem un pic la câteva fragmente din... Mai avem circa 7 minute, 8 minute. Da, eu aș... Spuneți-mi ce... Aproape la întâmplare, una din marele calități ale domnului Oprea în cronică de teatru era că atunci când scria despre un actor, despre personajul unui actor, el comitea și frânturi dintr-un portret al actorului. Cred că puse la oaltă aceste descrieri de rol, are și un portret tulburător al omului Petru Ciobotaru. E chiar un fragment, sper să am timp să-l citesc măcar o parțial. Apropo de portret, de data asta chiar e un portret, nu o schiță, cum am spus eu că voi încerca la început. Printre actorii Teatrului Național, Petrică Ciobotaru este o figură distinctă, scund și ager, cu ochii mari și rotunzi, cu un chip pe care lumina se simte bine, angajând cu trăsăturile lui un permanent transfer al nuanțelor și al reflexelor agreabile, descoperindu-i o interioritate bogată și o inteligență ascuțită. Petrică e omul hărăzit profesiei sale histrionice, dar și vieții civile în care e o prezență alertă, amicală, sensibil mai mult decât îi se cuvine unui bărbat. Ființa lui se încarcă de emoție ori de câte ori întâlnește prietenia, sinceritatea, durerea și toate câte sunt omenești la semenii săi. Veselia lui e molipsitoare, râde din toată inima, spune cu farmec istorii cotidiene și glume, se atașează ușor de cei pe care îi simte curați și deschiși dialogului. Iar tristețea, căci e deseori trist ca oricare artist adevărat, îl închide într-un fel de tăcere mocnită, retractilă și într-o discreție pe care însă nu o poate controla în întregime. Atunci se așează în privirile lui o umbră care nu te mai lasă să-i pătrunzi tainele. Și ce artist ar mai fi dacă n-ar avea taine? Excelent portret. Cumva ne livrează pe Petru Ciobotaru și din perspectiva unui personaj. Da. Era un personaj. Un personaj demn de a fi jucat la un moment dat de un alt actor. Până la urmă, e și asta o provocare a memoriei. Da, și nu cred că orice actor poate deveni un personaj. Pentru în ochii celorlalți. Ei au fost prieteni, dar în același timp aveau o relație foarte cinstită și profesională. Și mie mi se pare mare lucru să pot spune unui actor, deși ți este prieten, aici parcă ceva nu-i bine. Sau, acum și Petru Ciobotaru era felul ăla de om care nu întoarce spatele și încearcă să detenționeze o situație prin dialog frontal. Eu mi-amintesc că într-o cronică pe care o făceam la personajul lui din Macbeth, spuneam la un moment dat că resimte ecouri din Apusul de Soare al lui de la Vrancea. Domnul Ciobotaru, spre deosebire de alți actori și de cum procedează ei, m-a sunat și am stat de vorbă cu el jumătate de oră pe cât de multă Shakespeareologie este în de la Vrancea. Și cum m-a convins în final că se impunea acel ecou adus în lumea lui Shakespeare ca o formă de citat sau de aluzie la celălalt text. Cred că era genul de actor capabil să stabilească niște intertextualități sau niște interteatralități. Mm-hmm. Surprinzătoare. Da. Și suna cu bucuria, rar se întâmplă, bucuria de a-ți spune mă bucur că ai publicat o carte și ți-am și citit-o. Mai avem un minut, doamna Rusu, un chip de concluzie. N-aș vrea să închidem în ton
pesimist emisiunea, dar nici rupți de realism în discuții. Mai sunt posibile astfel de actori sau asistăm cumva la moartea unor, dispariția unor specii de neînlocuit? Nu știu cum să formulez pentru a fi mai sugestiv în neliniștea mea. Fiind și alte timpuri și alte ritmuri de devenire, ritmuri de devenire ale actorilor, cred că un actor de tipul Petrică Ciobotaru mai greu să va mai coace. Mă tem că nu. Dar o să-l citesc tot pe el, pe Petrică Ciobotaru. Pentru că, vedeți, în spectacolul acesta gândit de el și care a venit ca o sărbătoare, o încununare a activității sale Tinereții fără bătrânețe și Teatru fără de moarte, acolo se află răspunsul. Mi s-a părut puțin ironic în stilul ironiei Petrică Ciobotaru, Tinereții fără bătrânețe. Nu prea e așa, dar Teatrul fără de moarte. Teatrul fără de moarte, da. E posibil. Mulțumesc mult pentru prezența în emisiune. Doamna Rusu, ne facem iluzia că servim într-un mod sau altul memoria, acest instrument esențial al teatrului. Ne revedem sâmbătă viitoare, toate cele bune.